Bună ziua! Eu sunt Mihai Cernătescu, român și argeșan, care după ce mi-am terminat cursurile universitare și postuniversitare la Universitatea din București, am mers în Iran, unde un an de zile am învățat limba persană, 2 ani de zile masterat în domeniul istoria islamului și aproape 6 ani de zile doctorat în istoria islamului. Pe tablă am scris Benome Khoda, Bosalam, Bekelose Omuzeshi Zabane Farsi, Hoshomadid. Asta mă face să fiu unul dintre puținii români, o mână de oameni care cunosc foarte bine limba și civilizația persană, domeniu pe care cu sprijinul Universității din Pitești îl voi aduce și în această universitate unde se va preda, începând cu ianuarie-februarie 2018, curs de limbă și civilizație persană susținut de mine, dr. Mihai Cernătescu. Eu predau limba persană de 5 ani de zile în România, fiind practic unul dintre cei 2 profesori din România care fac acest lucru. În acest sens voi folosi cursul domnului Viorel Bageacu împreună cu experiențe și materiale pe care le-am folosit și eu atunci când am învățat această limbă. Dumneavoastră aveți nevoie doar de un caiet și de pixuri colorate. În urmă cu un an de zile a văzut lumina tiparului această colecție de snoave ale personajului Nasrattin Hoxha, pe care eu le-am strâns din folclorul persan, le-am tradus și interpretat în limba română, deschizând cititorului o fereastră către cultura și civilizația Iranului contemporan. În perioada Evului Mediu, limba persană a fost limba elitelor culturale din întreg Orientul Mijlociu, fiind vorbită atât de către sultanii otomani, cât și de mogulii indieni. Astăzi, limba persană se vorbește în Orientul Mijlociu de mai mult de 100 de milioane de oameni, fiind limba oficială în Afganistan, în Iran, în Tajikistan și în alte zone care au făcut în istorie parte din Imperiul Otoman. Învățând această limbă, dumneavoastră aveți un acces direct la o civilizație și o cultură impresionantă. Învățând limba persană, dumneavoastră puteți beneficia de burse în Republica Islamică Iran, așa cum am făcut și eu în urmă cu aproape 20 de ani, și vă veți completa astfel informațiile legate de această zonă a Orientului Mijlociu, o zonă foarte bogată în resurse naturale, o zonă foarte bogată în cultură și civilizație, fiind practic unul dintre leagănele civilizației umane contemporane. Universitatea din Pitești devine a 2-a universitate din România, după Universitatea din București, unde se predă oficial limba și civilizația persană.